crimă terifiantă la Arad. Un bărbat amețit de aburii alcoolului și-a ucis socrul imobilizat la pat. Suspectul de 41 de ani a fost rugat de fosta soție să aibă grijă de bătrân câteva zile, până urma să fie internat la spital. Dovedind un sadism greu de descris, acesta l-a bătut pe bătrân cu o bucată de lemn până la moarte. Apoi și-a anunțat fosta soacră că bătrânul a căzut din pași și s-a lovit mortal la cap. Rudele au chemat de urgență medicii care și-au dat seama că bătrânul a avut o moarte violentă. Oamenii legii au sosit și ei imediat la fața locului și l-au arestat pe bărbat pentru 24 de ore. Ajuns în locuință, am constatat că victima prezintă multiple leziuni pe tot corpul, iar la regiunea, în zona capului, are un traumatism craniocerebral deschis. Continuăm urmărirea penală față de un suspect sub aspectul săvârșirii infracțiunii de omor. Trupul fără viață a fost transportat la medicină legală pentru necropsie. Dacă va fi găsit vinovat, bărbatul de 41 de ani riscă să-și petreacă restul zilelor în spatele gratiilor.